Bună ziua! Astăzi, împreună cu invitatul meu, Bobocea Laurențiu, în vârstă de 18 ani, elev în clasa 12-a la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoca, vreau să vă prezint o partidă de șah între Dieter Nisipeanu și Hikaru Nakamura, partidă disputată în turul 2 de la Cupa Mondială. Bună, Laurențiu, ai urmărit Cupa Mondială? Bună ziua! Am urmărit partidele de la Cupa Mondială, în special partidele jucătorilor mei favoriți, dar și partidele despre care am auzit că sunt frumoase. Păi, din fiecare partidă ai ce învăța, pentru că au jucat cei mai buni 100 de jucători din lume. Deci, și mai ales pe Dieter Nisipeanu, care este românul nostru. Să vedem următoarea partidă, în care cu piesele albe este Dieter Nisipeanu și cu piesele negre Nakamura. Albul joacă cal F3, negru răspunde cu cal F6, albul continuă cu D4, negru răspunde cu E6, albul joacă C4, negru joacă D5, albul continuă cu cal C3, negru răspunde cu nebune 7. Albul joacă G3. Negru joacă rocadă mică. Albul continuă cu nebun G2. Și aici negru joacă D bate la C4. Albul, ca să recupereze pionul, joacă cale 5. Negru continuă cu damă de 6. Rocadă mică. Damă A6. Deci negru își apără pionul din C4, încurcându-l pe alb. Dar cu ce preț, Laurențiu? Dama se duce la marginea tablei. Albul continuă cu A4. Asta pentru că dorește să joace cal B5. Negru continuă cu cal C6. Provoacă un schimb. Albul joacă cal B5. Negru bate, cal bate la E5. D bate la E5. Până aici totul bine și frumos. Și acum negru joacă tură de 8. Sperând pe faptul că, fiind atacată dama, albul va muta din damă. Acum vine surpriza. O pregătire de acasă a lui Dieter. Joacă E bate la F6. Sacrifică dama. Această mutare negru n-a luat-o în calcul, nefiind jucată niciodată până acum în această poziție. Turn bate la D1. Acum negru are de rezolvat mai multe probleme. Odată nebunul din E7 este atacat, albul mai amenință și cal C7, să atace dama și turnul și încearcă și anumite probleme pe ultima linie, pe linia 8. Negru joacă nebun de 6, încearcă să rezolve toate problemele, dar aici albul nebun F4. Deci dintr-o dată observăm că nu putem să jucăm nebun bate la F4 pentru că arată-te, rog, la nebun bate la F4. Urmează turn de 8. Urmează tură de 8 mat. Deci, dintr-o dată, negru are probleme cu dezvoltarea. Nescoțând nebunul din C8, turnul din A8 nu apără ultima linie. Aici trebuia jucat, dar Nakamura, fiind surprins de inovația lui Dieter,
mult mai bine era să joace dama a 5, o mutare care e greu de văzut, pentru că la nebun bate la D6, ce bate la D6, se deschide diagonala A5-D8 și negru apără matule pe ultima linie. Pune, te rog, la loc. Negru n-a jucat aceste mutări, a jucat E5 și a dat seama că e în urmă cu dezvoltarea. Sacrifică acest pion, cal bate la D6, ce bate la D6, nebun bate la E5. Din nou observăm că nebunul nu poate să fie luat, deoarece urmează turnul de 8 mat. Dama 5 își apără câmpul din de 8. Turn bate la D6. Din nou, negru nu poate să joace dama bate la E5 pentru că urmează tură de 8 mat. Pune la loc. Nebun G4. În sfârșit, negru reușește să-și dezvolte nebunul și să-și apere ultima linie. Nebun C3. Dama C7. Turna D1. Acum, dacă negru ar fi jucat nebun bate la E2, ar fi urmat turn D7, dama B8, iar are probleme cu ultima linie, turnul 1 D2, nebun D3 și nebun D5. Și negru iar este în poziție foarte, foarte proastă, pentru că se amenință aproape imparabil turn bate la F7 cu diverse amenințări. Bun, pune la loc. Turnul D6. Aici joacă G6. Nebun bate la B7. Exact acea schemă. Negru nu poate să bată în B7 pentru că mat pe ultima linie. Deci dită l-a necăjit cu această amenințare toată partida. Turn F8. Am atunci atacat. Nebun F3. Nebun F3, F3. Deși și-a dublat pionul, pionul din F3 are un rol pentru că apără regele de șacurile damei. H5. Înainte de a trece la atac, Dieter joacă rege G2, își pune regele la adăpost. Practic, negru are 3 piese de atac. Turnul din D1, turnul din D6, nebunul din C3 și pionul din F6, pe când negru poate ataca doar cu dama și turnul, prea puțin pentru a face ceva. Turn E8, H4, blochează și acel pion, dama C8, A5, negru joacă pasiv că n-are ce să facă, pion A6, tură D7. Amințăm să intrăm pe linia 7, dama 8, să împiedice eventual un turn A7, turn 1 D6. Albul, înainte de a porni la atac, își pune piesele în poziția cea mai bună. Turn C8. Nebun D4. C3. Mai mult o mutare de disperare. B bate la C3. Turn E8.
Și acum la nebun B6. Negru se recunoaște învins, deoarece urmează turn de 8, turn de 8 se pierde dama, iar dacă șac se pierde dama și rămân cu nebun în plus. Bun, pune la loc. Iar rege A7, plecarea regelui de pe linia 8-a iară este o mutare proastă, pentru că urmează turn F7 șac. Și rege A6 nu este o soluție, pentru că urmează nebun E3 șac. Bun. Era turn F8, turn de 8. Tot turn de 8. Iar la orice fugă din damă s-ar captura pe F8. Rege F8 și aici se vede rolul pionului de pe F6, exact, care ține G7 și E7 și ar urma turn de 8 cu mat. Da. Nakamura a mai jucat o partidă cu piesele albe, a făcut remiză, iar Dieter s-a calificat în turul 3 cu scorul de 1.5-1.5, dar practic partida care l-a dus în turul 3 a fost această partidă în care cu un sacrificiu de damă a reușit să câștige la unul dintre marii jucători ai lumii, Nakamura. Laurențiu, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutorul acordat. Vă mulțumesc pentru invitație. Atât pentru emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept sâmbăta viitoare la ora 13:40 la o nouă emisiune. La revedere!